Rece? Crezi și o tati că e rece, că e zăpadă, e gheață. Da. Bună dimineața, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou video. Astăzi o să facem un video special pentru prima dată pe acest canal. O să vă arăt toate găinușele. În mare parte, așa o să vă fac un video, că e foarte, foarte cerut de voi. Să vă prezint găinile, ce rase de găini am sau ce rase de găini mai am, mai bine zis, pentru că v-am spus că am dat o parte dintre ele, le-am vândut pentru că vreau să mă axez anul acesta doar pe câteva rase. Am încercat în ultimii 2-3 ani să am din toate, adică bine din toate, sunt zeci, sunt sute, sute mii chiar rase de păsări, de găini. Dar am încercat să cresc și eu câteva din ele, cu unele mi-a mers mai bine, cu altele nu. Și anul acesta sunt hotărât să continui doar cu cele pitice. Să am doar găinușe pitice, pe lângă cele care sunt de talie mare de casă, cele care sunt de consum, de carne sau de ouă, bineînțeles. Așadar, se pot vedea în mare parte găinușele aici și o curcă, bineînțeles. Găini roșii, ouătoare, cumpărate de la Agrolent, mai exact puicuțe de o zi mici, au vârsta de 2 ani, anul ăsta împlinesc 2 ani în primăvară, acum fac 2 ani și o să le lăsăm și anul acesta, pentru că, adică le mai lăsăm doar până o să luăm o nouă serie, anul acesta o să luăm puicuțe ouătoare să le întinerim. Anul trecut nu am mai cumpărat pentru că am spus că dau randament, cam 2 ani zic că merg, după care îmbătrânesc și nu se mai au atât de mult și o să le întinerim. Am să spun că am 18 găini de ouă, nu știu exact, 17-18, ceva de genul. Mai sunt încă vreo 2 de cabir, se și observă dacă vă arăt. Asta nu știu ce este. Asta o am, ar fi fost tot un cabir, dar a rămas mititică, chircită. Așa a fost de mică. E grăsună, e chiar grasă. Nu știu, are vreun kilogram și jumătate, până în 2, să zic. Trebuia să fie un cabir, dar de mică a fost, a fost așa. Da, tati, bravo! Gata? Ți-ai găsit mânușile? Mă bucur! Bine, tati. Da, spuneam de găinușa aceasta, care ar fi o găinușă din rasa cabir. Se vede că e mai mare decât asta pitică. Avem aici o puică mii de flori, e tânără, de anul trecut, are 9-10 luni maxim, mai puțin poate chiar, vreo 8 luni, că sunt scoase prin mai, mai și iunie am scos două serii, da, încă n-are penajul punctele cele negre, perfect, uite cum stă la călcat, da, dacă o scormonește aici, ridică coada frumos, da, încălțătură mare, frumoasă, se poate observa, e puțin cam udă, se mai murdărește. Ia uite ce fericită, că am încălcat-o. Da, avem aici o moțată olandeză. O să prezint și pe rând în alte videoclipuri despre rasele pe care le am, dar acum o să fie în mare parte. O moțată olandeză, căreia îi lipsesc câteva pene de aici, din moț. O ciupe coco și o calcă. Albastru. Vedeți? Cam așa e coloritul, nu știu dacă se vede foarte bine. Deci e un albastru. Puica, cocoșelul este pe negru, puica are, anul ăsta face 2 ani, cocoșelul este tânăr, bine, am 2 cocoșei, ăsta este tânăr, mai exact e pui din ea, dar anul acesta o să fac pereche, cocoșelul acesta cu acea puică și mai avem și pe cel mai mare, ăsta, adică care e tăticul, am 2 cocoșei, cel de acolo și cu ăla. De moțată olandeză. Da, tati, nu te văd. Se dă în leagăn. Le schimb apa în fiecare zi, chiar de le mai rămâne. E foarte important să le arunce apa veche. Și, bineînțeles, le mai pun și albastru de metilen să și observă că se colorează acolo pe margine. Da, așadar, am găinușe din mii de flori. Vedeți, am vreo 4 puici mii de flori, am una bătrână care este chiar acolo, are 3 ani, asta se și observă, uite aici, una bătrână, sunt două aici de fapt, asta este bătrânica, de 3 ani să zic așa, acolo este o,
puică mai tinerică. Așa, stai așa. Ok. Se observă încălțătura foarte frumoasă. Puica este luată de la Aurel Leonte, de la mine din oraș. De acolo mi-am luat 1000 de flori. Ia uitați-vă ce încălțătură frumoasă. Bine, e ruptă, se și observă că e cam ruptă. Da, asta e puica cea mare, 3 ani. Acolo una tinerică. Mai era încă una de înăuntru. Și uite încă una aici, observați. Asta este pe roșu. La aia pe roșu nu mai am cocoșel, dar mergem perecheată cu, uite, încă una, am 4. Bine, ideea este că una dintre astea, cred că uite asta, cu moțul, în mod normal asta e corcită, pentru că au mai fost călcate și de altele. Asta nu e chiar originală, are creasta bătută, a fost călcată de un cocoșel cu creasta bătută, cum ar fi cel de acolo. Și aici avem cocoșel de mii de flori. Am avut 2, știți că pe unul l-am dat lui Ionuț. Ia uitați-vă ce frumos e, începe să-i se cunoască perfect și coada, să-i crească penajul. Încă e tânăr, e de anul acesta. Am mai dat din cei bătrâni și întineresc de la an la an. Ia uite-l ce frumos e, țanțoș. O să-i crească și punctele acelea, o să-i apară anul acesta, punctele negre mai mult. Ok, hai să oprim pe asta puțin ca să vă arăt. Dar nu vrea. Da, mă, nu vrea. Ok, da, am și găini originale, am și metisuri. Ia uite, stai așa că am văzut ceva la cocoșelul ăsta, a rămas. Mai mănâncă și paie. Și a rămas paiul ăsta. Hai mă, că trebuie să-l prind acum. Nu vrea, o să-l înghită el. Hai mă, ai mâncat? Ai reușit? Da, mai am niște găinușe rasă proprie, ca să le spun așa, și cocoșei, care sunt metis. Am din mătase japoneză cu pitică, mai exact. Am aici o puică și cealaltă neagră și încă una, uite acolo, prin spate. Asta de aici, este două care seamănă, una e mai închisă, una e mai maronie, așa, mai galbenă e asta, să zicem. Dacă observați, se vede la urechiușe și la picioare că sunt albastre. Uite că se observă. Au piele albastră, pentru că cocoșelul a fost de mătase japoneză și au și un deget în plus, se și văd. Dacă am să prind una, o să se observe foarte bine, dar trebuie să le fugăresc cu camera în mână. Ii, nu pot! Ok, te rog, nu mă fugări tare. Așa, gata, hai că, uite, vedeți, este albastră pielea, focusează, așa, creasta la fel mov. Stai așa, degetul în plus, se observă și degetul în plus, piele albastră, peste tot, dacă vă uitați, are specificul de la mătase, și inclusiv bărbița, uitați cocoșul. Ăsta e individul, tatăl, se aseamănă, doar că puica a fost o puică normală, dintre asta de-a mea, pitică. La fel, mai avem una foarte frumoasă aici cu un moț gigantic și încălțătură foarte, foarte mare, care nu este o rasă anume, dar mie îmi place, e super, super simpatică, mi-e foarte dragă. Am căpătat o manie pentru găinușele pitice și îmi place să mă axez mai mult pe astea. Am vreo 4 metisuri dintre astea, cred că 2 negre și 2 roșii, toate sunt puici. Am avut noroc să am parte de puici, anul ăsta o să vreau să fac mai departe ceva din ele, să vedem ce ar putea să dea de la an la an. În ultimii 3-4 ani mi-am dezvoltat o rasă proprie, ca să zic. Vrei să intri, tati, și tu stai puțin. Uite, dacă se poate observa găinușa aia cât e de frumoasă, să vedeți ce moți și ce gușă are, ce bărbiță. Dacă ar sta la filmat, uite aici, nu știu dacă se vede. Da, la fel. Este din mătase japoneză și cu... Uitați acum se vede mai bine la cap. E foarte frumoasă, are aspectul unei găini de mătase japoneză. Foarte puține pene de pufoase, așa nu prea are. Dar în schimb, mie îmi place. E o găinușă pitică foarte simpatică. Așadar, continuăm cu rasele. V-am arătat cocoșul de mătase japoneză acesta, pe gri, cu puțin roșu pe la aripi. Un cocoș foarte frumos. Încălțătura acum la fel e cam jumulită, murdară. Iarna întotdeauna e mai dificil puțin pentru ele dacă n-au totul chiar uscat.
Unde e puica? Uitați-vă puica înăuntru. Hei, avem aici și puica, bineînțeles, de mătase japoneză. Mi-am mai păstrat o pereche. Am avut, pentru cei care mă urmăriți înainte, știți că am avut și cocoșel alb, dar acum vreo două săptămâni am vândut cocoșelul. Am vândut la o singură persoană, am vândut mai multe păsări de ale mele, pentru că oricum aveam un plan să le mai răresc și să-mi păstrez doar câte o pereche. Mai exact, o pereche de, după cum am spus, o pereche de moțată olandeză, o pereche de mătase japoneză, o pereche, bine, o familie de fapt, că am 3-4 puici la mii de flori, o familie de mii de flori și restul de ale mele, găinușe dintre astea patice, unele au creasta normală, altele au creasta bătută și îmi plac foarte, foarte mult. Deci o să maxez undeva la vreo 3-4 rase de găini pitice. Da, tati, Nicola, stă cu mine. Vrei să intri și tu? Să-mi arăți și tu ceva. Ce să-mi arăt, tati? Hai. E pasionat. Aia nu, aia e o portocală sau ceva stricat. Am aruncat-o și n-au mâncat-o. În general, toate resturile vegetale, de la mere, cartofi, morcov, absolut orice le dăm păsărilor, toate legumele din casă, pâine, coș de ouă sfărâmate, pentru că e foarte bun calciu, tot ce ține le dau. Și sunt ca un coș de gunoi, să zic așa, bine, dar nu chiar orice. Da, așadar, continuăm cu găinușele. Uitați-le că stau aici la dos. Mai am aici un cocoșel, foarte frumos, cu creasta bătută, e de anul acesta, tânăr. Un cocoșel tânăr, o încălțătură foarte mare, foarte frumoasă. Să îl prind. Gata. Stai, ca să îl arăt mai bine. Un colorit foarte frumos de asemenea, ia uite-l, dacă vine curca și îl bate. Da, nu e foarte mic, ăsta e puțin mai măricel, dar sunt mai multe soiuri de pitice. Uitați-vă, dacă vedeți, e mai mic decât cocoșul de mătase japoneză, dar ca și aspect e puțin mai mare față de ceilalți. Mi-e drag, îmi place încălțătura foarte frumoasă și creasta bătută, încă nu i s-a format perfect coada. Seamănă, să spunem, cu un fel de brahma. Nu știu sigur, dacă vă uitați așa atent, spuneți că ar fi un cocoș de brahma herminat închis sau ceva de genul, nu mai știu exact cum se numește culoarea, pe negru, să-i spunem, un brahma pe negru, foarte frumos, doar că nu este, este pitic 100%, dacă l-aș pune în comparație, uite, acolo, asta, aici e o găină cabir, asta e o găină cabir, o știu eu sigur. Da, ce să vă mai arăt eu? Ha, mai am aici o altă combinație proprie. Da, tati, fulgi de zăpadă. O combinație proprie. Acest cocoșel, uitați-vă la ăsta, este mai mic, se observă. Iar ăsta este de talie medie. Maică-sa a fost brahma și cocoșelul a fost de găină pitică. Cocoșii ăștia pitici calcă orice fel de găină. Și mi-a dat un fel de brahma pe alb, să zic. Deci cam ăsta aspectul. Încălțătura foarte mare, asemănătoare cu brahma, dar e de talie medie. Nu e cât o brahma în niciun caz, dar nici cât o pitică. E ca un cocoș normal, să-i spunem. Da. Ăștia se udă tot timpul pe moț când beau apă. Moțatul ăsta frumos. Mai am aici o boboată. Pestrița asta, sau dalmațiana, cum îi spun eu, are și aia vreo 3 ani. Într-un singur an mi-a scos 4 sau 5 serii de pui. Uitați-vă și la bărboasa asta foarte frumoasă, neagră, care e corcitură de mătase japoneză, după cum am spus. Astea roșii și mai am câteva albe, vreo 3 albe, pitice. Încălțate și moțate, care mi-s foarte, foarte dragi. Foarte bune ouătoare piticele. Momentan se ouă cam puțin, să zic un ou la câteva zile dacă găsesc, 2-3 pe săptămână maxim. Încă n-au început ouatul, dar nici așa, deci cam greu se ouă încă. Plus că au anunțat temperaturi și mai scăzute și o să fie mai greu. Dar în rest, foarte bune cloști. Foarte, foarte bune cloști piticele. Ia uite, uitați-vă la bărbiță. Ce bărbiță au, ce combinație frumoasă mi-a ieșit. Și a, uite, s-a dus sus. Mănâncă de acolo, de la porumbei. Da, cam astea ar fi în mare parte. Deci găinușele pe care eu le-am. A, și cocoșii de cabir.
Am aici doi cocoși de cabir, au undeva la vreo 4 kg minim, să spunem. Da, tati. Eu am pus-o, tati, e pentru papa. Nicola Sicureș mă întreabă de toate. Da, cocoși de cabir de anul ăsta, găină de cabir de anul ăsta, doi cocoși și două sau trei găini de cabir am. Nu mai știu, trei parcă. Aici e cel de-al doilea cocoș. Coada încă nu e crescută. Nu știu sigur dacă o să îi las de sămânță. Ouăle le-am luat de la un vecin. Deja unul dintre ei o să-l tăiem cel mai probabil, dar unul posibil să-l lăsăm sau să-l tăiem și pe el, nu știu, vom vedea. Oricum, ideea este că anul acesta am un plan, m-ați întrebat foarte mulți dacă vreau să le mai înmulțesc, să mai pun la crucitoare. O să pun, măcar o serie pe an o să pun, pentru că da, vreau să scot niște puișori. Am uitat să vă mai prezint. Da, tati, cocoșelul cel mai bătrân, ăsta, are vreo 4 ani, nu mai știu exact. Ăsta mi-e foarte simpatic, dar după cum observați și ăsta și celălalt de acolo au ochelari. Au mai avut și alții, dar le-am scos, ăștia încă sunt agresivi. Ăsta are niște pinteni foarte, foarte mari. O să fac un video într-o zi special cu el. Mi-e foarte drag acest cocoșel. Uitați-vă ce coadă, ce statut are. Cum merge. E super frumos, moțat. Tati. Da, tati? Ce e? E curca, tati, îi place tare curca. Da, mai am acolo un cocoșel, se poate observa, ăla care mi-e foarte, foarte drag. Am pus o poză, am pus de fapt mai multe poze cu el pe Instagram și pe Facebook. Vă duceți și dați un like acolo. Ăsta e deosebit, are o creastă, dacă se observă. Parcă e coada de dragon, îi zic eu așa în față. Are o creastă deosebită. Nu e nici moțată olandeză, dar nici ceva normal, nu știu exact. E un metis. Are un moț mare, o gâlmă exact ca la... Bă, asta cântă continuu. Ca la moțata olandeză, are moțul foarte mare. Nu prea îi se văd ochii. Un colorit așa galben. Superb. E tânăr, la fel, de anul trecut. Deci are undeva la vreo 10 luni. Neapărat vreau să scot ceva din ăsta. Am 3-4 preferați, care cu siguranță merită promovat, să le zic așa. Da, deci o să... A, uite, cântă cioșii mei, cântă de spart toată ziua pitici ăștia. Cam astea ar fi găinile mele. Da, mai am niște puici, nu cred că v-am arătat chiar toate puicile pe fiecare în parte. Mai am acolo una foarte frumoasă, pitică moțată, un negru cu pieptul gălbui, așa dacă se observă. Da, și pe care nu vi l-am mai arătat. Mai sunt, cel mai probabil, patice albe. No, bun, cam asta ar fi în mare parte. La curcă, dacă o să-i găsesc vreodată un curcă noi, poate o să-i iau și ei, să nu stea chiar așa stingheră. Da, tati? Cântă cucurigu. Sunt niște cântăcioși. Ia uite, continuu cântă. Da, afară e foarte frig, e ger. Sunt minus câteva grade. În schimb, nu prea mai avem zăpadă. S-a dus zăpada toată. Și în continuare, eu pentru astăzi am niște planuri. Trebuie să le fac aici curățenie. Și vreau să le fac o hrănitoare la păsări. Vreau să le fac niște capre unde să mai stea în interior, ca au doar paletul. Deci am spus că am planuri pentru astăzi și voi o să vedeți separat următoarele videoclipuri. Dar dacă v-a plăcut videoclipul cu găinușele, nu uitați să dați și voi acolo pe butonul de like, să vă abonați la canalul meu pentru că mă ajută foarte, foarte mult. Și pentru cei care nu ați observat încă, am activat funcția de membri ai canalului, unde voi puteți să aveți diferite beneficii. Dacă vreți să deveniți moderatori sau să primiți promovare din partea mea, pentru cei care sunt la nivelul 2 și la nivelul 3, acolo la gospodare avansat și gospodare expert. Dar dacă vreți să mă susțineți, eu mă bucur foarte mult și cu tot venitul pe care o să-l adunăm de acolo, o să vreau să investesc mai departe în pasiunea mea legată de păsări și o să vedeți foarte multe noutăți pe parcurs. Da, cam atât ar fi pentru astăzi. Noi ne vedem data viitoare. Numai bine!